Emma, bună ziua tuturor! Sunt fericită să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Sunt foarte emoționată, să știți, și aș putea spune sincer, sunt chiar copleșită. Nu aș fi eu bibliotecar dacă nu aș începe zicerea mea cu un citat. Cu un citat scurt. Citat de care aș putea spune că m-am atașat încă din, de la începutul pandemiei, din martie, când am citit o rețea de socializare postat de domnul conferențiar universitar Dr. Robert Coravu de la Universitatea din București și dumnealui spunea așa: orice criză vine la pachet cu oportunități. Așa a fost. Apariția noastră a bibliotecarilor în acest tip UNESCO sau a mea a fost o oportunitate. Așa cum bine ați spus și dumneavoastră, mie nu-mi place să scriu despre mine, nu, dar alții au făcut-o, ceea ce este extraordinar. Dacă doamna profesor Violeta Nedelcu nu ar fi scris despre experiența noastră în online, probabil UNESCO nu ne-ar fi cunoscut pe noi, bibliotecari. Am atâtea cuvinte să vă spun și atât de multe lucruri, încât aș spune așa, eu nu am făcut o prezentare, nu am făcut o prezentare în PowerPoint, pentru că am găsit răspunsul la webinarul la care am participat mai devreme cu cei din Republica Moldova. O liniște a prezentării înseamnă o liniște și a ochiului. De data asta, uitați-vă la mine. Eu vreau să vă spun așa, o poveste. Ce înseamnă pentru mine UNESCO? Pentru mine UNESCO înseamnă, și acum începe povestea. În aprilie am fost invitată în online la o activitate, la o clasă din Pitești. Acolo copiii au luat la cunoștință cu apariția mea în acest tip UNESCO. E, când a apărut doamna mea, așa îmi spun copiii, am fost întrebată, doamna mea, ce înseamnă UNESCO? Ce înseamnă UNESCO? Grea întrebare. La întrebările grele, de obicei, obișnuiesc să spun cercetez, mă documentez și vă spun data viitoare. E, de data aceasta am zis că este momentul să dau un răspuns, pentru că nu știu cum va fi data viitoare în online cu atâtea copii pe care eu îi am. Și am spus așa. Bibliotecarii sunt un cerc. De asupra bibliotecarilor este un alt cerc. Șefii bibliotecari. Deasupra șefilor este un alt cerc. Asociația bibliotecară. Deasupra cercului asociației este Federația Internațională a Bibliotecilor. Și deasupra federației este UNESCO. Acest UNESCO. Nu puteam să le explic copiilor ce înseamnă efectiv, nu? Copii de clasa a doua. La care a venit foarte repede o a doua întrebare de la același copilaș. Și deasupra lui UNESCO, ce cerculeț mai este? Și am zis, Doamne, Doamne! Deci, a fost o oportunitate ca noi, bibliotecarii, să apărăm în acest timp. A fost o oportunitate ca noi, bibliotecarii, sau cum să vă spun mai exact, în spatele acelei poze cu mine. În spatele acelui nume, bibliotecar, sau sute, sau mii de bibliotecari din țara noastră care desfășoară activități în această perioadă online, folosind firește resurse educaționale deschise. Și bibliotecarii s-au reinventat și bibliotecile s-au reinventat. Obișnuiam să spun că bibliotecăresc, când eram întrebată ce faci, Mela, bibliotecăresc. M-a auzit domnul profesor Mircea Regneală, profesor emerit tot la Universitatea din București și mi-a spus așa, Mela, nu mai folosi acest termen. Bibliotecăreala nu sună prea bine. Profesia de bibliotecar este o profesie, spunea el, că-mi și notasem aici ca să vă citesc exact cum a spus dumnealui, profesia de bibliotecar nu este o bagatelă. Profesia de bibliotecar este o profesie nobilă care are un tratat și aș adăuga o profesie care a fost recunoscută într-un vid UNESCO, sub egida UNESCO.
Eu multe am să vă spun și foarte multe întâmplări și foarte multe povești. Noi, bibliotecile, bibliotecarii, deci când vă uitați acolo în acest sit, să știți că în spate sunt mii și sute de bibliotecari care muncesc, de la bibliotecarii comunali, orășenești, bibliotecari publici, bibliotecari de la biblioteci județene, bibliotecari școlari. Cu toții ne zbatem și încercăm să fim alături de dumneavoastră, de învățământul primar, preuniversitar, de învățământul academic. Mii, sute de activități am desfășurat în această bibliotecă unde mă aflu acum și vorbesc cu dumneavoastră, Biblioteca Județeană Brașov. Am desfășurat cu Universitatea Transilvania, cu studenți la Facultatea de Psihologie. Au venit aici și le-am învățat cum e practic în munca cu copiii. Am desfășurat și în online. Aș putea să vorbesc și foarte mult despre asta. Mulțumim mult, Melania. Suntem în mare întârziere. Da, vă spun doar așa. Cu mâna pe inimă, vă spun că bibliotecarii din țara noastră își îndeplinesc pe deplin menirea.